Exact când se ardă tot, uite că m-am întors în bucătărie și miroase semi-splendid, așa. Oricum, e care mizerie, asta nu e mâncare. Asta nu e țelină, au spus foarte mulți cunoscători care cunosc țelina doar rasă. E o țelină sub formă de cartof prăjit, care a fost prăjită în unt, da? Și după aceea fiartă în larcie. O tâmpenie, nu? Bonjurică, bonjurică și bun găsit la Farfuria lui Exarhu, adică a mea. Și astăzi pedalăm alături de Turul României și facem și noi o cursă gastronomică printre mâncăruri uitate, dar foarte bine făcute pe vremuri de țăranii români și nu numai. Asta e o mâncare de târgoveți, de oameni care au fost pe la oraș și au venit înapoi în sat și au spus, uite, ăia fac așa. E o mâncare de țelină, făcută într-un fel cum n-ați mai văzut și, în ultimul rând, are și măsline din codii Făgărașului. Mă rog, ne vorbim acum de o cursă care pleacă de la Sibiu, ajunge la Brașov. Ce vă așteptați? Ceva foarte bun? Așa arată mâncărica mea, rămâneți cu mine ca să aflați cum se face. Avem o țelină. Ne trebuie o sabie laser. Ne descurcăm și fără sabie laser. Tăiați și voi țelina cum vă place, bastonașe, numiți-le cum vreți. Ideal ar fi să se vadă, asta e important. Asta este tigaia, ne trebuie puțin ulei, un pic de unt. Folosim și o ceapă, dar așa de coloratură. Avem unt încins, ceapa s-a caramelizat un pic, niște sare preventiv și niște piper. Și a sosit momentul să hidratăm țelina, care arată aproape ca niște cartofi prăjiți din aia congelați. Lapcie. Vedeți câtă nevoie era? Râdem, glumim, dar țelina s-a gătit foarte frumos. S-a creat și o cremă foarte plăcută aici, în tigaie. Dăm la o parte ceapa. Îi mulțumim pentru companie. A fost foarte frumos din partea ei. La revedere! Ne întoarcem, dăm legătura în studio și ne ocupăm de ciuperci, dar înainte de chestia asta o să turnăm țelina aici, se va scurge zeama în care a stat, ea rămâne la suprafață, într-o sită. Întotdeauna când aud de ceapă verde, îmi vine să pun mâna pe cuțit. Și îmi vine să scrivesc și usturoi când aud de ceapă verde. E aceeași tigaie în care am gătit țelina și prăjim. Se înmoaie și în rest tăiem ciuperci. S-au înmuiat astea mici. O să punem ciupercile pe care le-am tăiat așa ca să se distingă de frățioarele lor ceva mai uscate și acum rehidratate, hribii. Și aici am avut multe satisfacții cu ciupercile astea. S-au rumenit, au mai scăzut puțin în dimensiune. E foarte bine, au lăsat și un pic de apă. Venim cu hribii, îi lăsăm puțin să stea împreună cu fraților mai hidratați. Un pic de piper. Și acum o să stingem cu puțin vin alb. Și acum adăugăm niște apă de la hidratarea hribilor. Aici se fierbe, e foarte bine. Și aici mai avem un pic din laptele în care a fiert țelina, pe care o să-l turnăm în acest sos. E momentul în care integrăm și măslinele. De-aia am zis să nu punem foarte multă sare. Ele oricum rămân un pic sărate, sunt măsline cu sâmburi. Exact când se ardă tot, uite că m-am întors în bucătărie și miroase semi-splendid, așa. Oricum, e care mizerie, asta nu e mâncare. Asta nu e țelină, au spus foarte mulți cunoscători care cunosc țelina doar rasă. E o țelină sub formă de cartof prăjit, care a fost prăjită în unt, da? Și după aceea fiartă în larcie. O tâmpenie, nu? Avem gălbenuși. Ia, muștar, pune muștar în mâncare. Da, pune muștar. Pune numai muștar, pune și lămâie. E din Brăila, are ceva. Da, luăm sos din ăsta. Și acum unificăm cele două forme de viață dezvinate. Turnăm și sosulețul ăsta. Și dacă ni se pare că e prea puțin sos, apă de la hribi. Niște verdeață, un pic de ceapă verde, pătrunjel mărar. Și încheiem aici etapa a treia cu niște proteine vegetale, foarte bune pentru cei care au dat totul în teren. Cum numărăm spițele, așa numărăm bucățile de țelină. E mâncărică de țelină și cu sos de ciuperci. Și ciuperci normale, și ciuperci de pădure. Și măsline din codrii Făgărașului, bineînțeles, adunate acum pentru că ăsta este momentul.
și un sos senzațional. Eu zic că nu trebuie să fii ciclist ca să guști din chestia asta, dar e suficient să te simți răsfățat, oricum ar fi. Dacă o termin, la tigaie mă refer, cu siguranță toată lumea va spune că ești un campion obișnuit. Cam asta a fost mâncărica mea de țelină cu sos de ciuperci și măsline, așa că vă urez de pe acum poftă bună și spor la pedalat în continuare. Mulți dintre voi m-au întrebat cum pot să afle primii când se publică rețetele lui Exarhu, adică ale mele. E foarte simplu, trebuie să dați subscribe la canalul de YouTube Oșan. Pe urmă, cu mâna cealaltă, dați click pe clopoțel ca să aflați primii când se publică. Ding! Și după aceea dați și un like, că e gratis.